Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins din nou în această dimineață la sediul Consiliului Județean Hunedoara. Percheziții au avut loc și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. Se pare că procurorii anchetează fraudarea concursului de ocupare a unui post de director. Potrivit unor surse judiciare, procurorii au făcut percheziții în mai multe birouri. Din primele informații ar fi vorba despre locația în care își desfășoară activitatea, corpul de control al fostului președinte Mircea Ioan Moloț la arhivă și la serviciul administrație publică locală. Surse susțin că percheziții au loc și la domiciliul unor angajați ai Consiliului Județean Hunedoara.